Prezent vinerea trecută la Giurgiu, secretarul general al PNL, Marian Petrache, a adus în discuție podul prăbușit de la Grădiștea. Din păcate, nu a venit cu vești bune, în sensul că interpelarea sa la ministrul transporturilor nu a avut rezultatul scontat, adică linia de cale ferată Giurgiu-București rămâne în continuare întreruptă. Din păcate, informațiile care le am sunt că se caută o finanțare la BERD. Asta înseamnă că e pe o listă de priorități, dacă sigur nu se poate rezolva într-un an de zile, decât dacă, într-adevăr, dacă apare un investitor strategic și care condiționează lucrul ăsta, ar putea să rezolve mai rapid problema. Podul de la Grădiștea a fost înghițit de ape în vara lui 2005, dar de atunci și până acum nu s-a întreprins nimic concret. S-a făcut lobby pe la miniștrii care s-au perindat la transporturi, s-a insistat chiar și la premierul Victor Ponta, s-au depus interpelări și s-au scris petiții, dar degeaba. Linia de cale ferată rămâne întreruptă, iar transportatorii auto își umflă conturile cu banii navetiștilor. Obiectivul de investiții privind redeschiderea circulației feroviare pe noul pod între localitățile Vidra Grădiștea a fost inclus pentru prima oară în bugetul de stat pentru anul 2011 cu o valoare de 1 milion de lei, dintr-o valoare totală de 308,5 milioane de lei. Nu s-a efectuat însă nicio lucrare, iar fondurile nu au fost cheltuite. Situația s-a reparat prin reincluderea obiectivului de investiții în bugetele pe anii 2012, 2013 și 2014 cu aceeași valoare de 1 milion de lei în fiecare an. Practic, în fiecare an s-a alocat același 1 milion de lei pentru că lucrarea nu a fost începută nici până astăzi. Mai mult, la fel ca în anii trecuți, și în bugetul pe 2015, lucrărilor podului de la Grădiștea li s-au alocat suma de 1 milion de lei, sumă total insuficientă. Prin urmare, podul rămâne doar la stadiul de amintire, în timp ce istorica linie de cale ferată Giurgiu-București poate fi parcursă vizual doar pe hărțile muzeelor.